Azi mă bucur că am reușit să dăm un pic de aromă a cetății Alviului, cetatea Vauban. Mă bucur că primăria a acceptat să înregistreze ca pita cetății, pita făcută în Brutăria Sătimului. Este un produs tradițional, un produs atestat cu numărul 5 de Ministerul Agriculturii, ca pita împletită. Este o pită făcută cu ingrediente sunt 40% suflet de român, 30% mândrie locală, 20% tradiție, iar 10% este fărină, maia, apă, sare și ulei. Turiștii care vor ajunge în cetate vor putea cumpăra această pâine? Da, cu siguranță turiștii vor găsi ca prezentare la Centrul de Informare Turistică a cetății. În rest, ori vor găsi în magazinele alimentare din Alba Iulia, cu sigla cetății, cu tricolorul, pentru că suntem români și sunt mândru că sunt român. A ajuns și în străinătate pita cetății? Da, pâinea deja a ajuns în Germania, în orașul Ansberg, la oficialitățile, pentru că mă mândresc că sunt născut în Alba Iulia. A ajuns la fel în Spania, a ajuns în Italia, la Bari, în Ancona și deja o distribuim în România, unde Constanța, Vaslui, unde consumatorii sunt foarte uimiți de formă și foarte bucuroși de gustul care îl are această pâine a cetății. Cât costă pâine? O pâine ajunge undeva la, fiind foarte mult, aproape triplu manoperă ca la o pâine normală, ajunge undeva la 9 lei, ambalată și cu tot. Are 1,2 kg pâinea.